Nemulțumiți de tăierile salariale, oamenii legii nu vor mai dirija traficul în intersecții, vor înceta activitatea de relații cu publicul, nu vor mai face benevol ore suplimentare, nu vor mai face audieri în dosarele penale, nu vor aplica nici amenzi contravenționale. Prin urmare, vor interveni doar la apelurile de urgență. Reprezentanții Sindicatului Național al Polițiștilor și personalului contractual Dâmbovița sunt hotărâți să nu cedeze presiunilor și, începând cu 20 septembrie, să declanșeze cea mai puternică mișcare de protest din sistem din ultimii 20 de ani. Polițiștii, începând cu 20 septembrie, vor adopta măsuri de protest similare celor care au fost adoptate de magistrații anul trecut. Adică vor protesta prin reducerea activităților polițienești, dar special prin cele care sunt finanțate, sponsorizate între ghilimele constatăm noi polițiștii de către polițiști. Nu vom ne cumpăra niciun fel de rechiziție, niciun fel de consumabile din banii personali, nu ne vom mai deplasa cu mașina personală să facem investigații, cercetări, nu vom mai face investigații, cercetări atunci când s-au epuizat cele 8 ore de lucru. Mai mult, cei care fac anchete vor cita persoana respectivă pentru alte date, nu în perioada în care ne aflăm în protest. Vom găsi și alte forme inedite de protest. De aceea, pe această cale, anunțăm cetățenii să-și limiteze deplasarea la unitățile de poliție dacă nu au probleme urgente. Se pot adresa poliției și prin poștă sau pe alte căi. Noi vom recurge și la forme de protest legate de refuzul de a mai finanța acele reparații, dotării, sponsorizări cu diverse sume de bani din fondul sindicatelor și organizației profesionale. În această situație vor fi nevoiți cei care ne conduc să ia măsuri pentru a trece la un dialog real și a rezolva problemele cu care se confruntă sistemul polițienesc. Cei de la poliția rutieră, cei de la ordine publică, ce vor face? Polițiștii vor asigura numai urgențele și în rest se vor limita la a nu aplica sancțiuni contravenționale, ci numai avertizmente. Se vor limita de a mai efectua ore suplimentare și a efectua patrulări, ci vor asigura perimetru în diverse zone, în intersecții, unde vor sta lângă mașinile de poliție. Domnul Bălan, protestul începe pe 20 septembrie. Cât va dura acesta? Până când Ministerul de Interne va trece la dialog și va trece la rezolvarea revendicărilor membrilor noștri de sindicat. Pentru că înainte de a începe aceste proteste, noi am consultat membrii de sindicat care, în mare lor majoritate, au solicitat să se recurgă la forme de protest prin blocarea sistemului. Sistem care a fost subfinanțat până acum de către guvern și care a fost întreținut artificial din vânzarul polițiștilor și care acum nu mai pot, în condițiile în care noi suntem mult mai afectați decât alte categorii sociale, pentru că li s-au redus și banii alocați pentru celelalte drepturi, pentru la echipament, la dotare, la chirie și așa mai departe. Credeți că se vor recurge și la presiuni asupra polițiștilor pentru a-i determina să renunțe la acest protest? Suntem siguri că se vor trece la presiuni asupra polițiștilor, dar polițiștii au la îndemână și alte forme de protest inedite. Vă dați seama dacă își vor lua acasă fiecare toată logistica pe care au adus-o, calculator, scaun, birou, nu mai cumpără rechizite, col de hârtie și consumabile, sigur că în final șefii vor recurge la calea dialogului, pentru că altfel le sunt puse în pericol scaun. În concluzie, veți limita activitățile începând cu data de 20 septembrie. Desigur, vom limita activitatea, asigurând mai urgențele și vom recurge la măsuri de protest, cum am menționat mai devreme, similare magistraților. Adică se vor rezolva cazurile urgente, iar celelalte se vor da noi termene, se vor cita persoane pentru a